Astăzi vom testa mituri de pe TikTok trimise de abonați. V-a plăcut ultimul episod de genul și am strâns o grămadă de like-uri, peste 10.000 de like-uri și vă mulțumesc pentru treaba asta. Pregătim aici TikTok-ul și, by the way, dați-mi și mie un follow aici pe TikTok să facem 300.000, pentru că mai avem foarte, foarte puțin. Și dacă vrei să reacționezi la clipurile pe care mi le trimiți, dă un follow acolo și dăm un tag la un TikTok pe care ai vrea să-l încerc. Deci îmi trimiteți tot felul de TikTok-uri de genul și uite, de exemplu, David mi-a trimis TikTok-ul ăsta, mi-a dat tag în el și mi-a zis să-l testez, să-l încerc. Uitați-vă și voi la TikTok-ul ăsta. A găsit el așa o cruce cu Monstone și a zis că bă, e adevărată. Și ne dă și seed-ul, ne dă un seed aici, ne dă niște coordonate. Eu nu cred așa ceva, nu cred că există așa ceva, dar hai să testăm ca să-i arătăm lui David că nu există chestia asta. Ați văzut și voi că era pe Bedrock. Punem aici seed-ul pe care și el a folosit. Îi dăm create și hai să vedem. Merge la coordonatele respective. Cred că astea sunt coordonatele. Hai să încercăm dacă ne duce acolo. Hai că astea sunt coordonatele. Voi vedeți unde ne-a spawnat. Deci puteți să vedeți că pun coordonatele astea și nu ne duce nicăieri. Uite, mă duc și în sus de tot și nu o să dăm de nimica. Aici ar trebui să fie chestia aia, dar nu este nicio cruce, așa că acest TikTok este fals. Deci nu o să existe niciodată o chestie de genul, dar ca o mică paranteză, nu știu când vă uitați voi la episodul ăsta, dar voiam să vă urez un Paște fericit, să fiți acolo alături de familie, să vă distrați, să mâncați, să toate cele, dar, da, depinde când vă uitați. Eu o să postez episodul ăsta fix de Paște, deci Paște fericit. Următorul TikTok mi-ați dat o grămadă tag în el și eu nu cred că e real, frate. Efectiv, ăsta nu cred că e real. Dacă există seed-ul ăsta, e unul dintre cele mai OP seed-uri. Hai să vedem despre ce este vorba. Ne spawnăm lângă un mansion care e un sat într-un cave și dacă te duci tu în casa asta și te sap fix în jos, intri în Ancient City. Frate, nu există așa ceva. Nu există. Și uite, te duci la chestul ăsta și ai găsit pantaloni. Bă, nu pot să cred. Bă, deci dacă există seed-ul ăsta, chiar e super, super OP. Hai să vedem, am pus seed-ul ăsta, o să-i dăm pe create. Cred că ăsta e seed-ul, destul de lung seed-ul, dacă mă întrebați pe mine. Ne-a spawnat și, hopa, suntem lângă un mansion, suntem și lângă un sat care are și outpost. Eu uite și o barcă acolo. Bă, pare ca în TikTok, eu nu pot să cred. Deci eu nu pot să cred, e prima dată când văd un outpost într-un sat. Eu n-am văzut niciodată un outpost efectiv într-un sat. Ia să vedem ce găsim aici. Nu găsim ceva foarte, foarte wow. Ok, și dacă ne ducem în jos, băi, cam TikTok, nu pot să cred. Ăsta e cel mai OP seed. Mansion cu outpost cu village. Și hai să vedem dacă săpăm aici în jos. Deci în TikTok a săpat aici în jos. Nu pot să cred. A dat de Ancient City. No way. Hai să vedem dacă există chestul ăla, pentru că a arătat că e un chest pe aici. Uite că sunt destul de multe chesturi. Cred că ăsta e chestul. Ăsta ar trebui să fie chestul. Hai să vedem. Încă două enchanting gold de lane păluri. Nu e chestul ăla. Ba da, fiți atenți, m-am reuitat pe TikTok. Ăsta e chestul și băiatul a fake-uit jumătate. Jumătate de TikTok. Adică, ce înseamnă treaba asta? E adevărat seed-ul. Seed-ul e adevărat. Totul este adevărat cu acest seed. Doar că chestul ăsta e fake, nu o să găsiți pantalonii aia. Nu știu dacă diferă de la generare la generare, doar că nu o să găsim pantalonii aia. Nu cred că poți să găsești pantaloni de diamond în Ancient City. Bă, nu știu, eu nu cred că poți să găsești. Găsești mai degrabă chestii așa mai micuțe, nu știu, niște torțe, un name tag. A, uite, am găsit un iron leggings, deci există iron leggings și multe, multe chestii așa mai micuțe. Dar, oricum, ăsta e unul dintre cele mai bune seed-uri pe care le-am văzut ever. Și uitați-vă cum e aici totul, cu mansion-ul, ai și un cave, ai diamante aici. Bro, ăsta e unul dintre cele mai bune seed-uri, gen legit. Chiar dacă am mințit băiatul ăla în TikTok, e un seed genial, efectiv, e un seed genial. Dați o notă în comentarii pentru că seed-ul ăsta e tare. Mai departe avem un TikTok cu comenzi pe Bedrock care, bă, arată foarte ciudat, sincer. Avem fiecare comandă în parte, adică putem să le testăm și mi-ați dat o grămadă tag în acesta, are 200 de mii de like-uri TikTok-ul ăsta. Avem un trident care aruncă cu artificii, ok, interesant. Ar fi tare să existe așa ceva și chiar o să testăm fiecare comandă în parte. După aia avem fishing rod. Mamă, ce ciudat e fishing rod-ul ăsta, voi vedeți? Mă, ce? Nu cred că există. Aleargă cu foc.
Bă, vezi că sunt comenzi faine, sincer. Chiar sunt comenzi faine. Și avem un name tag care se duce în sus. Bă, s-a dus zombiul în sus. Bă, eu nu cred că sunt adevărate astea. Am intrat ca băiatul ăla pe o lume de super flat. Am luat aici comment blocul. Plasăm comment blocuri foarte, foarte drăguțe. Ok, am pus comanda. Prima comanda aia cu snowball-uri. Hai să vedem. Nu știu exact ce setter mai avea. Două secunde să verific. Ok, era pe repeat. Ieșim de aici, punem lever-ul. Hai să punem lever-ul fix peste și... Nu pot să cred! Bă, chiar e adevărat asta, ok? Deci primul comment block este adevărat. Bă, cât de tare! Și unde ținem cursorul? Ia să vedem. Putem să atacăm chestii? Ia! Ce tare! Dă-i ria, bă! Dă-i văcuță! Ia uite, ia uite, ia uite! Bă, ești nebun? Vezi că arată foarte tare, arată așa... Interesant, nu știu. Mamă, sunt... Cine sunt? Creasa zăpezilor, ești nebun? Am luat aici tridentul, am luat anvilul și am luat loyalty 3. Un enchanting ce ar trebui să-l aibă fiecare iubită, da? Și iubit, loyalty 3, neapărat. Să puneți pe iubite, pe iubiți, că e bine, e bine să fie acolo. Bun, am pus comanda, hai să vedem dacă merge. Închidem aici, punem lever-ul peste, bam, și aia se aruncă cu tridentul. Băi, nu pot să cred că merge. Bă, cât de tare. Mă, ce se întâmplă? What? A dat cu mai multe, ia, dăm în ăla și se întoarce înapoi la noi. Wow! Bă, vezi că-i tare. Boom! Și se întoarce și înapoi la noi. Bă, frate, nu mă așteptam să meargă. Ok, deci două din două comment blocuri merg. Am luat fishing rod-ul, hai să testăm. Dăm aici de asta și ia să vedem. Trage ca acolo? Bă, nu trage ca acolo. Da, din păcate nu merge, pentru că nu a arătat comanda asta. Deci asta cu fishing rod-ul n-a arătat-o și am luat-o din comentarii. Și din comentarii nu merge. Ok, deci un comment block nu e bun. Oricum nu era atât de tare asta cu fishing rod-ul. Ia să punem comanda cu focul. Ia să vedem, repeat, ok. Punem un lever aici, să vedem dacă merge. Bă, sunt chiar curios. Oh, chiar merge. Nu cred, se ține după noi. Vedeți? Se ține după noi focul ăsta. Bă, cât de tare! Asta e tare! Dacă vrei să faci așa un videoclip super, super șmecher, intri pe Bedrock și spui efectul ăsta. Bă, da! Deci merge și treaba asta. Băi, dă-te mă că eu cu focul. Deci fiți atenți, pentru ultimul comment block, ca să funcționeze, trebuie să lăsați un like. Uitați-vă cum se numește name tag-ul ăsta, se numește like, efectiv, așa se numește. Dacă nu mă credeți, citiți aici, like, se numește name tag-ul ăsta. Deci trebuie să lăsați repede, repede un like să meargă ultimul comment block și dacă vreți să meargă 100%, băgați și un subscribe acolo să facem cât mai repede 700.000 de abonați. Deci abonați-vă acolo și dați like. Bun. Ați dat? Bă, eu cred că a dat toată lumea. Bun, a dat toată lumea, activăm comanda și hai să vedem dacă merge. Deci dacă merge, o ia în sus calul. S-a dus în sus calul. Uite cum se duce, bro. Bă, s-a dus calul sus, nici nu mai vedem. Bă, știți vorba aia când o zbura porcul? Uite, bă, că zboară porcul. Zboară porcul pe Minecraft. Na, poftim. Na, poftim. A zburat porcul, zboară și... Boaia, avem și aici un zombie pitic care ia foc, zboară și el. Deci, foarte tare. Big thumbs up pentru comenzile astea, nu știam că merg. Din păcate, una nu a funcționat, adică nu am avut comanda, dar restul a fost foarte, foarte caterincă. Hai să vedem următorul TikTok, că mă sperie, mă sperie. Avem un cap de mort acolo, deci zice ăsta că dacă spargi fix lângă chestul de lângă portalul ăla de Nether, găsești mare chest. Doamne! Cum le gândesc, mă, frate, TikTok-urile astea? Cum le gândesc? Bun, păi ce să facem? Mi-ați dat tag în asta, hai să testăm. Hai că ne-am spawnat bine, ne-am spawnat fix lângă un portal care mi se pare ok, adică nu cred că contează portalul, pentru că, oricum știm cu toții că probabil nu există ceva de genul. Da, ăsta e chestul și tipul respectiv a spart sub chest mult, 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 mult. Mă rog, n-a dat de apă, a spart până a găsit el un chest. Ia mă să văd eu unde-i chestul ăsta. Unde-i chestul ăsta? Nu există, mă, frate, așa ceva. Nu există să... Mă, ce? Mă, ce? Ok. Am găsit un chest. 4 diamante. Ce scrie? E un bucan quill. Ia ce scrie? 4 diamante? Bă, totuși vedeți că e bine 4 diamante și... Lăsați prostile și lăsați un like. Bă... Zice bine cartea asta. Nu, nu există chestii de genul, băieți. Terminați, chestul e pus de mine. Nu există.
V-ați luat țeacă puțin, v-ați oprit acolo, ați crezut? O secundă ați crezut. Ia mă să vedem ce face la beaconul ăsta. Bă, stai așa că mie îmi dă cu virgulă. Mie îmi dă cu virgulă. Beaconul ăsta e pus pe obsidian, voi vedeți. Nu există așa ceva, mi-ați dat tag în clipul ăsta. Cum e pus beaconul ăla pe obsidian? Că eu nu înțeleg, ok. Ăsta sparge, pune, dă-lea. Și bă, nu există așa ceva. Wow, a rămas aia de end. Mă, ce, o să încerc, da? Nu vă promit nimic. Ia mă să vedem că sunt curios. Deci el a pus așa pur și simplu obsidianul, a pus beaconul, i-a pus la beacon ceva de genul. Dar vedeți că nu merge beaconul, adică în primul rând nu poți să-i pui la beacon. Eu m-am zis că nu există așa ceva. Beaconul trebuie să aibă o bază, adică trebuie să aibă o bază de, nu știu, de un bloc, de iron block, da? O să zicem un iron block. Atunci când ai baza de iron block, poate să meargă beaconul, adică putem să-i punem la beacon o chestie de gen. Ok, am pus așa, hai să spargem, ok, hai să zicem că spargem asta și punem obsidian, luăm diamante că avem valoare aici pe creativ, dar nu putem să-i punem asta, deci nu merge, deci efectiv primul pas nu merge. Hai să vedem că TikTok-ul ăsta are mai multe mituri într-un singur videoclip, e un minut întreg, trebuie să testăm totul, da? Deci trebuie să testăm tot ce este aici. Trage cu arcul prin ăstea de la ușă, ok, n-am încercat niciodată, trebuie să încercăm totuși, așa, colorează oaia jeb, ok, și când ia lână, este full color, mamă, vezi că asta n-am încercat niciodată, ar fi interesant, bun, face aici un portal, ok, pune pistoane și când dă drumul la portal, rămân pistoanele, bă, asta nu cred că merge, sincer, oricum le testăm pe toate, ne uităm acum la toate și le luăm pe rând. Ia să vedem, dă cu bone meal pe bușul acesta? Nu există așa ceva. Bun, hai să vedem. Pune aici multe săgeți și ce-ți pune sub? Hai să vedem ce pune sub. Un Enderman. No, Endermanul se teleportează imediat ce primește aia, 100%. Și asta cred că e ultima. Pune un slab diferit față de ăla. Ok, e posibil să meargă. Ia să vedem și ultimul mit. Aruncă cu un arc cu flame și merge aprins portalul. Hai să le testăm pe toate. Bun, am pregătit aici primele trei. Dă-te mă porchi, dă-te porchi de aici. Deci el zice că poți să... Stai, ce se întâmplă aici? El zice că poți să dai pe aici, dar eu nu cred că poți să dai. Nu, deci mitul ăsta nu merge 100%. Mai departe avem o oaie. Cu toții știm că dacă punem nemtegul jeb pe o oaie, practic ea are blana multicoloră. Bun, dacă îi tundem blana, să zicem așa, ok, este albă blana. Deci, practic ne dă white wool. Ok, s-a făcut înapoi. Ce tare, s-a făcut înapoi. Dacă îi tundem iară, la fel, blana este albă. Deci nici micul ăsta nu merge. Hai să facem portalul, că ziceți, bă, sinere... 100%. Asta cu portalul merge 100%, nu există. Hai să punem aici pe jos, cum a pus și el, blocuri de redstone. Ce-mi place sunetul ăsta când pui alea. Bun, am văzut că a pus sticky piston-uri care se ridică. Bă, eu zic că nu o să meargă, sincer, nu are cum să meargă. Și punem asta și se sparg sticky pistonurile și nu mai sunt deloc. Efectiv, nu mai sunt deloc sticky pistonurile. Sparge portalul, deci nici acest mic nu merge. Hai să vedem asta cu bușul. Dacă dăm pe buș, nici nu merge să dăm. S-aude, da? Deci dau pe el, nu merge. Efectiv, nu merge. S-aude cum dau pe el. Dădeam pe floare. Acum dau pe el. Nu merge. Tot nu merge. Ok, poate merge asta cu Enderman-ul. Nu se știe. Bun. Folosim un arc normal. Dăm aici niște săgeți. Stați așa că le iau. Ok, cred că sunt suficiente. Punem Enderman-ul. Le-am luat pe toate. O să păstrez distanța cât de cât. Punem Ender... Am pus Enderman-ul prost. Dă-te de aici. Bun. S-a mișcat Enderman-ul. Doamne. O să pun un Enderman acolo. Bun, o să-i pun de-astea, că acum n-are cum să se mai miște. Deci n-are cum să se mai miște. Bun, o să stea acolo izolat. Și hai să vedem dacă se teleportează sau nu. Ia. Da, ce v-am zis? Se teleportează. Hai că am făcut și eu mitul ăsta după 100 de ani. Ia să vedem asta cu pistonul. Bă, sunt foarte, foarte curios dacă merge. Ok, deci chiar sunt foarte, foarte curios să văd dacă merge. Avem aici un bedrock. Și dacă împingem asta... Nu merge, bro. Dar dacă avem aceeași, nu merge, efectiv, nu poți să împingi. Ia,
Și fără asta poți să împingi, ok. Și dacă punem sus, nope, 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 nope. Da, ia, poate facem cumva cu un piston așa. Bă, am făcut, na, nu, 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 tot nu merge, că ăsta e alt bloc. Na, nu, nu merge nici asta. Deci tot TikTok-ul a fost fake. Efectiv, un minut în continuu a fost fake. Și ultimul TikTok de astăzi, hai să vedem ce face aici băiatul ăsta. Se duce aici în jos, sapă și iau ce găsește. Bă, lasă-mă. A găsit mare constru... Bă, ia uite cum îi ține pe aia cu capul în jos. Bă, mi se pare funny. A, deci îi țină capturați aici pe villager. Vezi că ar fi tare să fie un dungeon de genul, dar nu știu ce să zic. Bă, tare, tare oricum, tare oricum. Ce a scos mintea. Doamne, voi vă dați seama cât asta să facă chestii. Ia uite, villagerul. Ia uite cum i-a băgat acolo. Ia uite câte diamante. Bă, ești nebun, hai să vedem dacă există. Hai să vedem, pillager, outpost. Am găsit unul la 2000 de blocuri destul de departe. Ok, am găsit pe ăsta. Hai să vedem. Deci el a intrat pur și simplu și nu cred că am spart chiar primele. Au fost cam astea. Bă, unde sunt scările? M-a păcălit, bă. M-a păcălit, uite, dăm pe spectator să vedem. Ia uite ce am găsit aici. Hai că am găsit ceva dacă e. Bun, oricum, nu există așa ceva. Au mai fost făcute TikTok-uri de genul. Mi se pare foarte cute acum că au băgat Eli-ul să fie aici băgați înăuntru. Pentru că înainte erau Iron Golem și acum au pus Eli-uri. Foarte, foarte tare și dacă îi salvezi, cred că te și ajută. Nu știu dacă mai sunt Iron Golem, nu. Nu cred că mai sunt Iron Golem, dar nu există așa ceva. Nu există camere secrete în dungeon-uri de genul. Să sperăm că o să bage, ar fi foarte, foarte tare să bage. Dar oricum, mitul este fals. Sper că a plăcut episodul. Vă mulțumesc că v-ați uitat până aici și vă mulțumesc pentru suportul acordat în ultima vreme pe canal. V-am pupat și să aveți un Paște fericit.